Și bineînțeles să îi primim cu aplauze rând pe rând, să primim de fapt toate cele trei clase. Clasa a 12-a A, aplauze pentru ei! Următoarele, primele trei rânduri de acolo, aici sunt 12 C-ul. Bun. O mare rugăminte o să am pentru părinți, rugămintea să nu intrați în zona unde sunt scaunele și nici unde este covorul roșu. Haideți să ne așezăm cât mai în spate, în stânga și dreapta. 12B în partea stângă, așezați-vă, de la al treilea rând de scaune. Și rândul din față îl puteți folosi. Și rândul din față îl puteți folosi. Haideți, aplaudați-i pe toți pentru că merită. Să lăsăm telefoanele deoparte și să folosim pălmuțele pentru aplauze. Iar acum vreau să deschidem oficial acest eveniment și să o invit alături de noi pe scenă și în aplauzele voastre pe doamna director, doamna Costin Nina Cătălina. Bună seara! Bine v-am găsit, dragi părinți, dragi elevi și stimați colegi! Ca și voi, dragi copii, cum vă spun eu tot timpul, am foarte mari emoții. De astfel, o să vă spun și vă urez mult succes, în primul rând la examenul care vă așteaptă, în al doilea rând, să vă gândiți foarte bine că veți păși în viață spre un alt domeniu. Gândiți-vă încă o dată ceea ce vă doriți să deveniți. V-am spus de atâtea ori, să fiți atenți în deciziile voastre. Deci încolo veți fi voi înșiși. Unde veți pleca și unde veți bura, cum zicem noi tot timpul. Dar întotdeauna să vă întoarceți acasă cu drag, la mama și la tata. Dragi părinți, fiți alături de ei. Va urma o perioadă destul de dificilă, zicem noi, dar totodată trebuie să le fim alături. Pentru voi, copii, urmează un examen destul de important. De atâtea ori v-am spus, sunt trei examene, câte trei ore, dați-le extrem de mare importanță. Sunt cele mai importante câte trei ore ale voastre. Ei știu că de fiecare dată eu așa le-am explicat. Lăsați emoțiile și gândiți-vă bine acolo. Apoi veți vedea unde vă veți duce. Mult succes vă urăm și niciodată să nu uitați de unde ați plecat. Mult, mult succes! Mulțumim frumos! Și vreau să aplaudăm cu putere, cu putere, așa, pentru că va începe momentul cel mai emoționant. Probabil mulți dintre voi se vor întreba de ce ceea ce urmează. O să vedeți la final. Ei bine, vreau să invit pe scenă alături de voi pe doamna diriginta clasei a 12-a, doamna Nistor Viorica.
astăzi am foarte multe emoții. Deși mi-am notat câteva cuvinte. Stimați colegi și părinți, dragi absolvenți, cu siguranță ziua absolvirii liceului este o bornă de unde puteți privi în urmă la drumul parcurs, mulțumiți mai mult sau mai puțin, dar pornind cu plin de speranțe spre viitoarele provocări. Anii de școală au fost de asemenea anii de ucenicie, ca în atelierele unor pictori. Până acum ați învățat să mânuiți penelul, să îmbinați culorile, să le folosiți corect. De acum fiecare dintre voi are în mână un șevalet, o pensulă și multe culori. Depinde de voi cum vă veți colora viitorul. Vă îndemn să încercați să pictați paradisul. Iar dacă uneori eșuați sau între visurile voastre și realitate se deschide o prăpastie, nu disperați. Mergeți înainte cu mult curaj și încredere în voi. Cu siguranță se va ivi și calea cea bună. Cred că în acești ani de liceu ați învățat că trebuie să vă ascultați inima, că reprezentați ceva numai prin ceea ce dăruiți, că tot ceea ce realizați fără o motivare morală nu poate să dăinuiască. Nu se pierde nimic trăind cu generozitate, cu noblețe, amabil, hrănind din inimă sinceritatea, dreptatea și bunăvoința. Astăzi sunteți deja niște mici oameni mari, la fel de frumoși, la fel de inteligenți, la fel de deosebiți. Și uneori cu dorința încăpățânată de a rămâne copii. Și chiar reușiți. Vă vorbesc cu emoție și încrederea că sunteți pregătiți pentru examene, pentru iubire, pentru viață. Aș vrea să știți întotdeauna în ce direcție zburați și totuși să nu uitați niciodată că mereu mai e câte ceva de învățat. Terminarea liceului este un moment de bucurie, de împlinire și de mândrie, atât pentru voi, cât și pentru părinții voștri, dar și pentru noi profesorii, care am sădit în fiecare dintre voi bucățele, mai mici sau mai mari cât ne-ați permis, din noi înșine. Mă bucur că am plăcerea de a vă împărtăși aceste sentimente minunate și vă doresc să aveți parte de cât mai multe realizări. Sper să ne revedem cu drag și să ne împărtășiți frumoasele voastre povești de viață. Clasa a 12-a, Andrei Robert Gabriel. Biciușca Ana Maria. Cioi Cătălin George. Ciutoiu Matei. Ioana Cristina. Dani Linca. Nu vreau să stau la vlog, să plec pe afară. Treaba e la soară, chiar dacă
școală, totul e în zadar. Asta în țară, să fie vară, seară de seară. Dincă Matei. Duțu Alexia Ana Maria. Sofisticată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Iocel Larisa Elena. Stop the track, let me stay fast. I told you give me a minute and I'll be right back. Hichim Leonard Victor Andrei. Lefterovici Patricia Claudia. Manole Alexandru Andrei. Tache Maria. Ionela Lăcrămioara. Măriuța Marius Ștefan. Bună seara, fetele! Bine v-am găsit aici! Niclescu Răzvan Auxeniu. Am frumos, s-a surtat cu ghetele. Șapca pe ochi, ochelarii fumurii. Juza strâmbă să nu uităm scobitorile. Într-un club bă să moară șmecherii. Cine-s fetele, le invit lângă mine. Mele zic Mihailă Robert Dumitru. Mircea Ioana. Fata mea când te văd așa covietă, parcă aș împărți cu tine o ofertă. Când te-am văzut, am știut că Miron Matei.
shouldn't have. So I tell him it's one of me, he making fun of me. His girl is a bum to me, like that boy is a cap. Saying he home, but I know where he at. Like, but he blowing her back. Moldovanu Eduard Ștefan. Simeon Octavian. Spătariu Tiberiu Mihail. Pe stradă și zdrângă ne tabla se aude din boxele mele. Manele, manele, parchez în castele. BMW-uri cu jante de piele, dau flash-uri la fraier, bă, dă-te că trece recele. Manele, Stoian manele. Andrei Dragoș. Stoian Andrei Marian. Stoian Iulian. Șerban Silvia Ștefania. Nu trebuie vreun telefon, casa în contacte. M-am uitat la ceas, era 11:30 jumate, bro. Și numărul ce aveam. Aparent, ăsta e doar un final, dar de fapt e unde eu încep. Visele mele din noapte dimineața nu-mi dau. Tudorache Horatiu. Vulcan Iuliana Mădălina. Văleanu Dragoș Andrei. Aceasta a fost promoția clasei a 12-a 2019-2023. Vă mulțumim foarte mult pentru susținere, domnilor părinți. Vă mulțumim, domnilor profesori, pentru că ați fost alături de ei. La revedere! Mulțumim și noi! Și aplauze încă o dată pentru clasa a 12-a și doamna dirigintă Nistor Viorica. Și o invităm pe scenă alături de noi pe doamna dirigintă a clasei a 12-a B, doamna Feta Leila. Bună ziua, dragi absolvenți, stimați părinți, colegi și invitați!
Aș dori să încep prin a mulțumi părinților pentru implicare, pentru susținere și modul de abordare pe care l-ați avut în relația cu mine. Vă felicit pentru copiii dumneavoastră, sunt convinsă că le-ați fost mereu alături. Stimați colegi, mulțumesc în numele clasei a 12-a B pentru efortul depus în toți acești 4 ani. Vă rog să iertați pentru unele ieșiri necontrolate și să le puneți pe seama vârstei. În egală măsură, mulțumesc echipei manageriale pentru tot sprijinul necondiționat acordat atât pe timpul pandemiei și nu numai. Dragii mei copii, chiar dacă vă credeți maturi, pentru mine sunteți tot copii. Îmi aduc aminte că ne întrebam încă din clasa a noua cum ar fi, cum va fi la final de liceu. Ei bine, cu foarte mari emoții, cu amintiri frumoase și cu speranțe mari pentru viitor. V-am îndrumat cât de bine m-am priceput, m-am străduit să vă împărtășesc din învățătura mea, v-am dojenit când am crezut de cuvință, chiar dacă atunci nu m-ați înțeles, dar să știți că a fost din suflet și cu bune intenții. Vă doresc multă sănătate, succes și elan. Să fiți puternici și să ne revedem peste ani cu împliniri și realizări profesionale. Mult noroc la examene, atât vouă cât și tuturor claselor de a 12-a. Și acum stric pentru ultima dată catalogul clasei a 12-a B. Angel Costel Alexandru. Asaftei Maria Andreea. Bădilă Flavius Cristian. Peiu Ștefania Diana. Robert Luca. Garoafă Cosmina Florentina.
Gigi Ion Nicoleta. Claudia Elena. Ivănescu Iuliana Nicol. Ionuț Adrian. Nikita Mihaela Daniela.
succes cu Nicolae Eugen. Andra Iulia. Patricia Alexandra. Aceasta a fost clasa a 12-a B. Mult, mult succes! Mulțumim frumos și încă o dată aplauze pentru doamna dirigintă, doamna Feta Leila și clasa 12-a B. O să am rugămintea către colectivul clasei a 12-a B să se întoarcă la locuri, pentru că deja văd că s-a golit puțin, să rămânem pe poziții la locurile noastre. Bun. Iar acum vreau să o invit pe scenă alături de noi pe doamna dirigintă a clasei a 12-a C, doamna Ana Rodica. Bună seara! Am emoții. De obicei mă salvează domnii directori sau doamna de română, dar acum trebuie să vorbesc. Este un moment unic în viața voastră de elev, un moment plin de emoție, atât pentru voi cât și pentru noi, dar mai ales pentru părinți care își văd un vis împlinit, vă văd absolvenți de liceu. Au fost 4 ani de liceu mai dificil, cu reguli, cu multă strictețe, dar împreună am depășit acele momente și ne-am adaptat situațiilor și acum am ajuns cu bine la final. Acești 4 ani vă vor rămâne cu bune, cu rele în amintirea voastră, pentru că amintirile sunt cele care vă vor lega pe parcursul vieții. Mă uit la voi și cred că ce simțiți acum este un amestec de emoție. Pe de o parte, bucurie,
Vă bucurați că ați terminat liceul, că ați devenit maturi. Băieții se bucură că nu se mai trezesc dimineața să vină la școală. Dar, pe de altă parte, cred că simțiți și teamă, îndoială, neliniște, pentru că vă așteaptă examenul de bacalaureat și cel de admitere. Eu sunt convinsă că veți trece cu bine peste tot, peste toate examenele, veți reuși în ceea ce vă propuneți, veți face alegeri corecte în privința viitorului vostru, să alegeți și cu mintea, dar și cu sufletul, și veți fi foarte buni în domeniile pentru care veți opta. Sper să ne reîntâlnim peste niște ani și să ne povestiți din reușitele și împlinirile voastre, să vă întoarceți, așa cum a spus doamna director, cu drag aici, acasă, la noi, la bază, de unde ați plecat. Multă reușită la examene vă doresc. Mulțumesc! Acum voi striga catalogul clasei a 12-a C, specializarea științe ale naturii, promoția 2023. Bicărare și Andrei. Raluca Gabriela. Ciocan Giulia Maria. Coman Laura Ioana. Crăciun Roxana. Dobrescu Diana Maria. Dumitriu Maria.
Florea Valentina Gabriela. Ivanov Adrian Viorel. Lazar Iulian Dragoș. Nemțeanu Matei Cosmin. Nuțu Adelina Alexandra. Nuțu Andrei. Popescu, Bianca, Elena, Daniela. Gabriela Bianca. Cristina Mihaela. Emoții la română,
străinul Darius Matei. Andreea. Shakir Atige. Mihai Luca. Antonio Andrei. La Andreea Isabela. Larisa. Pe cel care ne-a fost alături 4 ani de zile, ne-a fost elev, v-a fost coleg, dar a plecat prea repede dintre noi, cojocariu Eduard Andrei. Felicitări, felicitări tuturor absolvenților, aceasta a fost promoția clasei a 12-a C. Multă reușită la examene vă doresc. Bun, încă o dată aplauze pentru toți absolvenții, pentru toate cele 3 clase.
Înainte de a invita încă o dată pe scenă pe doamna director, vreau să vă reamintesc faptul că la finalul evenimentului, în spatele nostru se regăsește oglinda foto și videobutul pe care îl puteți folosi cu toții. Nu uitați să folosiți InstaFrame-ul și bineînțeles panoul unde vor fi colegii noștri pentru poze. În aplauzele voastre o invităm din nou pe scenă pe doamna director pentru a mâna șeful de promoție. O să las pe șefa de promoție 2019-2023, Mădălina Țubucan, de la clasa 12A. Bună ziua, stimați profesori, părinți și dragi colegi! Cum v-a zis și doamna directoare mai devreme, numele meu este Mădălina Țubucan și în calitate de șef de promoție doresc să vă adresez câteva cuvinte. În primul rând vă mulțumesc pentru prezență tuturor. Aceasta este probabil cea mai importantă zi din cei 4 ani de liceu. Nu pot să nu vă recunosc că am emoții și am foarte, foarte mari emoții. Mai ales când văd în fața mea atâția oameni minunați care ne-au fost alături și ne-au susținut pe parcursul celor 4 ani. Aș vrea să le mulțumesc în special domnilor profesori care, pe lângă cunoștințele pe care ni le-au împărtășit, ne-au format ca oameni. Vă mulțumim că nu ne-ați lăsat întrebări fără răspuns, că ne-ați fost ca o a doua familie și pentru micile povestioare din experiența dumneavoastră personală, ce ne-au servit drept lecții de viață. Îmi aduc aminte prima zi când am trecut pragul acestui liceu, temător, dar totuși curios de ce avea să ne aștepte, și încă nu pot să-mi dau seama cât de repede a trecut timpul, parcă mai ieri eram boboci și astăzi, uită-ne aici, deja absolvenți. Vreau să le mulțumesc colegilor mei care au făcut fiecare zi de liceu mai frumoasă, mai colorată. A fost un parcurs minunat, alături de un colectiv minunat și am trecut împreună prin multe. Am trecut printr-o pandemie și nici nu apucasem bine să înțelegem ce este viața de liceu, că deja ne vedeam unii pe alții din spatele unor ecrane. Cu siguranță a răcit relația dintre noi asta, dar ne-am regăsit în clasa 11 și sunt sigură că în cei 2 ani și jumătate pe care i-am avut la dispoziție împreună ne-am creat amintiri minunate, care vor merge cu noi pe parcursul vieții și sigur ne vor pune un zâmbet pe față de fiecare dată. De-abia acum, când mă uit în spate, îmi dau seama cât de mult am evoluat fiecare, cât ne-am maturizat. În curând va începe o nouă perioadă a vieții noastre și va trebui să învățăm să ne descurcăm pe cont propriu. Și sunt sigură că vom face foarte bine și că fiecare dintre noi va deveni, în felul lui, un adult minunat. Titulatura de șef de promoție, nu pot să spun că mi-am dorit-o neapărat și despre asta pot spune un singur lucru, că a venit din muncă proprie și din pasiunea pentru ceea ce descopeream. Cu această ocazie aș dori să le dau câteva sfaturi și colegilor mei din clasa 11-a, și acela de a face în viață doar ceea ce îi face fericiți, ceea ce își doresc, și să nu își urmeze decât propriile vise. Și acum aș dori să le înmân și cheia succesului,
care sper eu să le aducă numai reușite și la examenul de anul viitor, un examen foarte important. Dacă putem să facem acum poza. Câteva cuvinte de spus și anume despre mama noastră spirituală, despre doamna noastră dirigintă, Nistor Viorica, pe care vreau să o invit acum lângă mine, pentru că discursul meu n-a mai vrut să stea aici lângă mine, pentru că vreau să-i dau acest premiu, pentru că a fost o dirigintă minunată și ne-a fost alături întotdeauna. Și îi mulțumim pentru asta, îi mulțumim că ne-a suportat și că ne-a iertat de fiecare dată, pentru că știm că am făcut multe greșeli de-a lungul timpului. Vă mulțumim, doamna! Ani de liceu, emoții la română, scumpii ani de liceu, când la mate dai de greu. Ani de liceu, când ții soarele în mână și te crezi legendar, Prometeu. Mulțumesc, dragilor! O mamă știe întotdeauna când și cum să ierte, așa că nu e nicio problemă. Și vă iubesc pe tot! În final, aș dori să vă mai spun doar mult succes la examenul de bacalaureat tuturor colegilor mei și să ne revedem cu bine! Vă mulțumesc pentru atenție! Bună ziua, stimați profesori și dragi colegi! Suntem bucuroși astăzi să fim împreună într-o zi festivă, să fim solidari la nostalgia unei alte generații care pleacă, îndreptându-se către un viitor strălucit. Îmi dau seama că aceste clipe sunt pline de emoții, atât pentru voi, absolvenții claselor a 12-a, cât și pentru cadrele didactice care v-au îndrumat pe această cale. Chiar dacă pare un final, să știți că acesta este momentul când voi începeți. Cheia aceasta poartă în ea toată emoția, bucuria și munca voastră și promitem să avem grijă de ea și vă dorim mult succes în viitor, în viață și o cale luminoasă, pavată numai cu reușite. Play. Ce m-a văzut gacica. Nu ți-ar fi rușine, mă? Nu, nu. Un pic așa? Nu, nu, chiar deloc. Nu mă simt vinovat. Eu te-am înșelat odată. Tu de 7 la pătrat. La pătrat? Hai, nici nu ne-ai
El lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. The best. Ey, 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 ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal con fast. Vamos a hacerlo como si fuera GAN. Ya sabe que tengo la clave. Escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. Jay, tú repi, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face saying, wake up, you need to make money. Nu, încă nu, să ajungă și Coco. Bun, aplauze pentru 12-a. Și să sperăm că și pentru B. Play! Păi, aplauze! Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old,
was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was written about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll 60 years old, my daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a line of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. I was 7 years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Doi. Bun. Și acum, cum zicea colegul meu, cred că glumești, nu? Nu, că v-ați pus mâna în cap amândoi și sper să nu fie o glumă. Bun. Am scăpat. I always knew this day would come. We'd be standing one by one with our future in our hands.
So many dreams, so many plans. Always knew after all these years there'd be laughter, there'd be tears. But never thought I'd walk away with so much joy, but so much pain. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken. Time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 And you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Chapter 7, verses 16 and 17. Yes, sir. They shall hunger no more, neither shall they thirst anymore. Preach, preach up, for God shall wipe away. Yes, sir. Every tear from their eyes. Yes, sir. Get ready for the revolution. The plan is to work.
Aplauze și pentru 12 ce? Foarte frumoasă instrumentala de la ultima piesă. O să o folosim și noi la evenimentul de pe 31. Punem așa o combinație trep. Bun, momentul cred că cel mai și cel... 1, 2, 3, nebunie să fie! Unu, doi, trei, nebunie!